În timp ce despre polivalenta din Deva, primăria nu mai spune și nu mai face nimic de ani buni, administrația locală din Hunedoara a făcut încă un pas important pentru construirea noului complex sportiv Michael Klein. În Monitorul Oficial al României a fost publicată hotărârea privind aprobarea desființării vechiului stadion, hotărâre obligatorie pentru a se putea continua demersurile privind construirea unui nou stadion pe același amplasament. Proiectul noului complex sportiv Michael Klein a fost aprobat la sfârșitul anului trecut prin hotărâre de guvern, iar finanțarea se va derula prin Compania Națională de Investiții. Însă, cheltuielile cu demolarea vechiului stadion revin în sarcina primăriei municipiului Hunedoara. Dacă procedurile decurg fără obstacole neprevăzute, cred că în toamna acestui an ne vom putea apuca de lucrările de demolare. Chiar joi, 23 martie, s-au început demersurile pentru întocmirea documentației necesare licitației, de care este nevoie pentru întocmirea proiectului tehnic privind demolarea și executarea efectivă a lucrărilor de demolare. În paralel, Compania Națională de Investiții va derula la rândul său o licitație pentru desemnarea proiectantului și executantului de lucrări pentru ridicarea noului stadion. Sper ca lucrările de construcție să înceapă cel târziu în prima parte a anului viitor și să se deruleze fără sincope majore, astfel încât să ne putem bucura de un stadion nou la Hunedoara în 2026, spune primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțanu, pe pagina sa de socializare.